A fost nevoie ca o fetiță de 7 ani din Târgu Jiu să fie mutilată de un câine comunitar pentru ca autoritățile să ia măsuri în privința maidanezilor. Prima măsură a fost deja luată de reprezentanții primăriei, extinderea padocului. Extinderea padocului, și asta nu presupune economii, dacă stau bine și mă gândesc, deci cu încă 400 de locuri. Acum se lucrează la cadastrarea zonei, pentru că trebuie cadastrată porțiunea pe care ne extindem. Se va aloca o sumă de 2,5 miliarde de bani vechi pentru extinderea padocului, aproximativ să ne apropiem de încă 400 de locuri, să dublăm capacitatea. 30.000 de lei va cheltui edilitara pentru întreținerea padocului și pentru plata angajaților. Însă, pentru a reduce cheltuielile, conducerea societății a găsit și o soluție. Realizarea unor parteneriate cu mai multe asociații care să adopte maidanezii. Aceștia să rămână în continuare în padoc, iar cei interesați să plătească pentru întreținerea lor. Vor câteva asociații să vină în sprijinul comunității locale. Una din asociațiile astea ar număra cam 200 și ceva de mii de membri din afară să vină să facă un parteneriat cu noi. Ar fi foarte bine să facă acest parteneriat. Noi, prin lege, nu avem dreptul decât o treime să punem la dispoziție padocul. Deci, adopțiile astea la distanță, dacă vor să le facă, pentru a nu bloca padocul, circuitul. În cazul în care circuitul ăsta ar merge, să zice, doamne, noi îi aducem, se fac adopții, dar o treime, poate o persoană fizică sau juridică, să adopte câini. Să zicem, din 800 de câini cât o să avem noi, 3 ori 8, 24, deci 250 de câini pot fi adoptați de o societate sau o persoană fizică din afară, care să plătească tot ce înseamnă, costuri de personal, costuri de întreținere, hrană, dar nu mai mult de o treime. Înmulțirea câinilor vagabonzi pare de necontrolat, aceștia fiind un adevărat pericol pentru cetățenii. Mai mult, reprezentanții edilitara se plâng de faptul că tot mai multe primării din județ vin la ei să-i roage să le adune câinii din localitate. Ne trezim cu mai multe primării care vin și ne roagă să facă contracte cu noi să le luăm câinii. Vă dați seama ce aberație, să ne zicem să luăm noi câinii de la Drăguțe sau de la altă primărie să-i aducem în Târgu Jiu. Pentru extinderea padocului, municipalitatea va cheltui peste 200.000 de lei.